România în direct cu Cătălin Striblea la Europa FM. Bun găsit, bine ați venit la cea mai importantă dezbatere din România. Vă invit să-l punem în centrul acestei dezbateri pe președintele Klaus Iohannis. Mergând spre jumătatea celui de-al doilea mandat, președintele este într-un plin val de critici. Ele vin atât din partea adversarilor, dar și din partea celor cu care odată s-a înțeles, iar partidul pe care l-a condus tace, cel mai probabil precaut la puterea fantastică a unui președinte. Se adună aici critici legate de modul în care a gestionat criza guvernamentală, de faptul că nu este reformistul pe care multă lume l-aștepta, dar și de un tip de inadecvare pe care a adus-o până la nivel de talent. Faptele ar arăta cam așa. Domnul Iohannis a lăsat de înțeles că este principalul sprijinitor al premierului Câțu în cursa pentru șefia partidului. Îl vede ca pe un om tânăr, reformist, în contradicție cu Ludovic Orban, exponent al vechii clase politice cu toate tarele ei. Domnul Iohannis l-a adus pe Florin Câțu în funcția de premier și l-a sprijinit sau folosit până când coaliția de guvernare a crăpat. Cu subiect și predicat, USR Plus l-a acuzat că l-a revocat pe ministrul justiției Stelian Ion ca să aibă un cuvânt de spus în numirea unor procurori. De asemenea, îl acuză că nu vrea desființarea secției speciale și aproape spune, domnule, da, nu ești cu reformele, cam așa se exprimă USR Plus. Sprijinul pentru domnul Câțu a mers de la apariții împreună și laude în spațiul public până la o declarație care vine dintr-o întâlnire neoficială de la New York, o întâlnire cu ziariștii. Acolo domnul președinte este citat de Ager Press cu o declarație în care spune: îl îndemn pe Florin să continue și să nu se teamă, Florin fiind Câțu. Iar pe rivalul acestuia la șefia partidului spune că nu-l mai înțelege nimeni. Și uite, așa zice citatul: cine mai înțelege reacțiile lui Ludovic? De-aia vă întreb și eu astăzi, cine înțelege vrerile lui Klaus Iohannis? Dar dincolo de activitatea politică a președintelui, plutește un soi de inadecvare la tot ceea ce se întâmplă în jurul domniei sale. România este copleșită de un val pandemic mult mai mare ca în trecut. Domnul președinte a spus despre pandemie că a fost eradicat odată cu vaccinarea, dacă țineți minte, și e un moment aproape de nesuportat pentru mulți dintre noi care nu se mai ajung cu banii. Spectrul sărăciei este major din cauza facturilor care cresc cu asupra de măsură, adică sunt oameni care se întreabă, băi, dar cum plătim facturile? Despre asta e vorba zilele astea. În acest timp, domnul Iohannis ne-a invitat să mergem cu toții la golf. Mai rar declarație care să pătrundă mentalul colectiv de maniera asta. Cum ar fi spus domnul președinte, ar trebui să mâncăm cozonac atunci când nu avem pâine. În egală măsură, de câteva lucruri putem fi siguri: președintele păstrează o anumită stare de echilibru politic, suntem siguri de parcursul european al României, suntem siguri de aliații noștri și cu siguranță știe să păzească valorile democrației atunci când este sau a fost nevoie în trecut. Dar cum intră în ultima parte a mandatului său, cu partidul pe care și-l dorește și păstrând aproape toată puterea în România, noi, sau eu îmi propun astăzi, ca împreună cu voi, să vedem dacă merge într-o direcție bună și corectă. Și de asta vă dau numărul de telefon și vă spun și întrebările: 0372069599. Încă o dată, că poate sunt oameni care vor să ne sune întâia dată, 0372069599. Cum judecați acțiunile lui Klaus Iohannis și ce așteptări aveți acum de la el? A răspuns, dacă tot vorbim de așteptări, celor pentru care l-ați votat? Și cum vedeți, domnule, implicarea asta, sprijinul acordat lui Florin Câțu? Până la urmă, ar fi ce vă place și ce vă deranjează la domnul președinte? Cred că e prima dată, nu? Când vorbim aplicat despre domnul președinte, încerc să-mi aduc aminte
M-am uitat în foi recent, dar n-am găsit. Așadar, România în direct este și pe Facebook. Începem de acum. Voi sunteți cei care, de fapt, aveți dreptul la cuvânt și puteți să vă exprimați după ce a făcut-o toată lumea. Politicieni, analiști, jurnaliști. Salutare, Mihai! Bună, Cătălin! De la început, domnul Klaus Iohannis nu mai este președintele meu de mult timp. L-am votat că am fost nevoit să-l votez și a doua oară în concordanță cu ce candidat avea PSD-ul. Nici nu vreau să dau nume, că mă enervez instantaneu. La ce se întâmplă acum, deci nu mai este de mult ce trebuie să fie. Dar ce trebuie să fie? Păi, a semnat de mult. Nu am conceput niciodată treaba că a demis-o pe Codruța Chioveși. Asta în primul rând. De atunci n-a mai fost președintele meu. A trebuit să-l votez pentru a nu ieși cine... Da, doamna Dăncilă era la data respectivă. Doamna Dăncilă, da, exact. Da, pe doamna Chioveși a dat-o afară, cum ar spune domnul președinte, pentru că îl obliga într-o oarecare măsură și eu... Decizia Curții Constituționale nu avea multe mișcări în jocul acela. Da, nu avea multe mișcări, dar trebuia să iasă el, nu să-l trimită pe... Pe doamna purtător de cuvânt. Purtătorul de cuvânt, da, exact. Da. Deci n-a scos niciun cuvânt în plus de faptul că îi pare rău că este un act care este peste voința lui, absolut nimic. Absolut nimic. Și ce mai adaugi la dezamăgiri? La ce mai... Sunt foarte multe. Sunt foarte multe. Și faptul că nu este cel care trebuie să fie un președinte reformator. Ba din contră, este retrograd în ceea ce face și prin acțiunile pe care le face. Retrograd? Este... Adică ce-ți vine? Da, e retrograd, absolut retrograd. Pentru că dacă vroia o reformă cu adevărat în România... se implica mai mult în conflictul dintre USR și PNL. Adică l-ar fi rezolvat. Problema asta, trebuia să cheme la convorbiri înainte de a-i demite. I-a semnat efectiv așa, cred că cu inima împăcată și cu sufletul împăcat că scapă de USR Plus. Da, uite, la asta nu m-am gândit. Nu știu dacă are inima împăcată, sincer, nu cred că are inima împăcată, dar când cred... ții în brațe un om ca și Câțu și vrei neapărat ca el să continue ce face în momentul de față, este clar că nu avea nicio intenție de a negocia și de a media această ceartă între ghilimele spusă. Da. Cred că i-a convenit de minune, pentru că urmau să se schimbe șefii parchetelor și a instanțelor superioare. I-a picat ca o mânușă treaba asta, ca să nu aibă un alt conflict în interiorul partidului. Interesant ceea ce spui. Mulțumesc tare mult, Mihai. Eu cred că pe alocuri chiar poate a și forțat Cotroceniu la un moment dat plecarea lui Stelian Ion. Așa mă gândesc, căci... până la urmă, președintele, oricare ar fi fost el, vrea să aibă un cuvânt de spus în numirea unor procurori. Sigur că nu e sistemul cel mai bun, sigur că noi înșine, la venirea lui Traian Băsescu, am stricat acest sistem. Culmea pe care îl reparase Cristian Iaconescu înainte de intrarea în Uniunea Europeană și-a dăduse toată puterea de numire la CSM. Dar, la data respectivă, când a venit domnul Traian Băsescu și noua putere, s-a mutat iarăși jocul în partea politică și uite că în politică a rămas de atunci. Cristian, salutare! Ce-ți place, ce te dezamăgește la președintele Klaus Iohannis? Mulțumesc pentru posibilitatea de a interveni. Sunt votant în ambele situații, în cele două tururi în care a câștigat președinția. Dacă în primul mandat... ca să fiu cinstit, n-aș putea spune că am avut dezamăgiri cumva mari. Îl vedeam în condițiile în care avea o putere relativ ostilă, susținând în continuare mersul european al României, ciocnindu-se cu ghilimele de rigoare când era nevoie cu PSD-ul,
Deci, să zic, până la primul, sfârșitul primului mandat, n-aș putea spune că am avut dezamăgiri. Ce nu s-a stricat? Așa. Okay? Așa, te ascult. Nu mi-a venit să cred schimbarea, după mine, totală a comportamentului în al doilea mandat și în special începând cu 2019, după momentul în care au fost alegerile și vara lui 2020. În ce sens? Și-a păstrat discursul european, dar dacă vreți o comparație, nu știu cât de plastică, cu fotbalul, tot timpul a semnalizat dreapta, dar din păcate în ultima vreme văd că face mai mult stânga. Deci în vară a fost unul din cei care, după mine, în vara lui 2020, unul din cei care a încercat să ridice cota PNL-ului și să scadă USR-ul. De atunci eu personal am început să am unele dubii și am zis, mă, dar ce avea omul ăsta? Că singura șansă, văd că toată lumea spune să iasă un guvern PNL USR, mai ales în condițiile în care, după europarlamentare și prezidențiale, inclusiv sondajele arătau că sunt sus. Dar nu-i poți după reproșa mie, că și-a susținut partidul pe care l-a condus, nu? E aproape natural chestiunea asta, adică... Da, natural e să susții partidul și să încerci să-l susții în ideea în care să aibă șanse să ajungă la putere, da? O singura șansă era USR-ul. Măcar că le-ar fi spus, măi, nu vă mai loviți între voi, mă. Dar l-am auzit și pe antevorbitorul meu și eu înclin să cred că a avut acea temere că USR-ul de fapt va lua din electoratul PNL-ului și atunci, așa cum spui tu, e firesc, natural să susțină mai mult PNL-ul. Da. Uite că a dus la situația în care, exact când au fost alegerile, procentele n-au mai fost cele în care credeam toți, care speram într-o schimbare, în reformă și așa mai departe, s-a ajuns la un guvern aproape de limită, iar în continuare în guvern, după mine, fără susținerea lui Iohannis, a președintelui Iohannis, Crețu n-ar fi avut nicio șansă să aibă gesturile pe care le-a avut. Aici nu te pot contrazice, îți mulțumesc tare mult, Cristian, foarte interesantă analiza ta, din păcate nu ne auzeam strălucit. Și asta contează și la radio și în politică, modul în care te auzi. Uite, dacă e să adaug ceva profesional, mie nu-mi place, de exemplu, că domnul președinte nu dă, domnule, interviuri. Nu neapărat mie sau colegilor mei de aici, de la Europa FM, dar nu dă interviuri aproape nimănui. Știți vreun interviu în care domnul președinte să fi răspuns cu subiect și predicat la diverse chestiuni? Că sunt multe. Uite, apreciez acum că a avut o întâlnire cu jurnaliștii, dar trebuie să fie neoficială. Și îmi place când face acele conferințe de presă lungi și ia măcar câte două, trei întrebări. Adică sunt chestiuni grele de pus și la care trebuie să răspundă. Eu l-aș vedea mult mai des în spațiul public și de asta, cum să zic, conferințele alea de presă sunt binevenite. Dar și interviurile au rostul lor. Asta ca să zic eu, de pe partea noastră. Da, mai multe adăugați voi. Andrei, salutare, ești la România în direct. Bună, Cătălin. Andrei, sunt de la Cluj. Salut. Ne auzim bine, da? E un fâșit acolo, nu știu ce. Avem un mic ghinion astăzi. Nu suntem chiar cum ne-am dorit, știi? Exact ca la președinție. Parcă ne așteptam la altceva. Da. Ia zi. Dar știi că e foarte adevărat. Și eu l-am votat pe domnul Iohannis în ambele tururi. În primul tur l-am votat pentru că am avut încredere și mi-a plăcut după episodul cu elefantul. Foarte mult despre el și știu în ce condiții grele trebuia să ia tot felul de decizii. În al doilea rând, cred că l-am votat un pic în plus și din cauza contracandidatului pus în joc de către PSD. Dar în același timp am avut foarte mari dezamăgiri din partea lui. Sunt foarte supărat, în ghilimele, pentru episodul cu doamna Kövesi. Sunt foarte supărat pentru episodul care se derulează în prezent cu această criză guvernamentală, pentru că în percepția mea, nu știu dacă am dreptate sau nu, dar cel puțin în percepția mea, eu cred că el este principalul vinovat, cel care a generat această criză politică și a girat-o
și nu știu de ce și n-am înțeles care sunt calculele politice sau ce calcule sunt în spate, care este miza pentru el, pentru că după acest mandat el ce va face în continuare? Da? Nu știm ce va face, da. Clasa politică, să știi că se ocupă, vorbeam ieri la Rațiunea Zilei și am dat o explicație. Sunt foarte mulți politicieni care discută în culisele partidelor de o viitoare carieră politică a domnului președinte după acest mandat. Dar eu unul nu cred în chestiunea asta. O să auziți la televizor din ce în ce mai des lucrul ăsta. Eu am semne mari de întrebare asupra acestei perspective. Da, în fine. Eu am semne mari de întrebare și despre capacitatea lui de reacție și de a interpreta sub presiune anumite lucruri. Uitați numai de situația din Afganistan. A așteptat o săptămână ca să convoace CSAT-ul să vadă ce Dumnezeu fac cu oamenii care trebuia să evacueze, care au fost în legătură cu diplomatici, cu oamenii noștri de acolo, sau o altă chestie care pe mine cel puțin mă șochează, uitați acum, este moțiunea aia de cenzură, care nu știu ce se întâmplă cu ea, uite moțiunea, nu e moțiunea, ci este totuși o instituție de bază în democrație, faptul că poți să depui o moțiune de cenzură. Eu m-aș fi așteptat de la dânsul, ca fiind garantul Constituției, să intervină și să zică, băi, nu se poate să ne jucăm în halul ăsta cu o moțiune de cenzură. Ce facem aici? Așteptăm să validăm că opoziția poate să depună o moțiune de cenzură când ne convine nouă? Sau n-am înțeles exact care e toată problema. Ce s-a întâmplat acolo este una dintre marile lovituri date democrației de la noi. Și nu trebuie să ne oprim să spunem acest lucru. Niciodată o dezbatere a moțiunii de cenzură nu a fost posibilă în România, împiedicarea dezbaterii la asta, mă refer. Exact, este exact. Foarte rău, adică s-a deschis un precedent. Un alt precedent care s-a deschis este cel cu dezbaterea prezidențială, dacă vrei, unde domnul președinte nu a vrut să facă o dezbatere. Mă rog, în fine, alegerea lui, dar și data viitoare când vor veni alți candidați, nici aceia nu o vor face din același punct de vedere. Ce este însă lucru cu care nu-s de acord cu tine este cel legat de dezamăgiri, pentru că un politician este supus dezamăgirii. Îți dai seama că nu există nicio lume ideală în care domnul Iohannis putea să ne satisfacă pe toți, adică să aibă un tip de acțiune în care noi să zicem, mamă, e minunat. Orice ar face este supus criticii, de aia și noi trebuie să fim echilibrați până la urmă. Dar ca votant de dreapta, eu m-aș fi așteptat la mult mai multe lucruri, în special în zona asta de reformistă, de sprijinire a reformelor, a schimbării clasei politice. Deci aici m-aș fi așteptat la mult mai multe lucruri din partea dânsului. Și o ultimă mare dezamăgire vine din zona aceasta de situație pandemică pe care o traversăm cu toții. Deci aici ce marea relaxare este, cum să zic, exemplul vine de la vârf. Da. Oamenii de sus se apucă și se relaxează și dau toate semnalele posibile. E adevărat ce spui. Nu vă speriați, oameni buni, nu se întâmplă, nu e grav, am eradicat pandemia, avem campania de vaccinare cea mai de succes și așa mai departe. Uitați-vă, deci, noi suntem la coada clasamentului. Andrei, tot faptul că am avut un start foarte bun. Am avut un start foarte bun pentru că elitele noastre, îți mulțumesc tare mult, pentru că elitele noastre se mișcă mai repede decât elitele din alte părți. Sau pentru că la noi elitele tind să-și facă parte. Nu uitați că am avut vaccinare specială, pe lângă pensii speciale am avut vaccinare specială, da? La noi elitele se mișcă mult mai bine, sunt deasupra societății și reușesc să se mufeze la ceea ce face statul foarte repede. În alte state nu a fost așa. Campania a fost luată încetişor, a fost pregătită, după care s-a oferit populației și a venit ca un val mare din urmă. Asta a făcut diferența dintre noi și ei în această campanie de vaccinare. În ce privește semnalul domnului președinte Iohannis și al premierului Câțu legat de modul în care am funcționat în această pandemie, cei doi au avut de făcut o alegere dificilă. Și da, au ales să încurajeze economia, da? Să nu pierdem mai mulți bani pe fondul acesta de sărăcie. Nu e, cum să zic, nu e decizia pe care poate așa ca oameni am zis, domnule, poate ar fost bine să moară mult mai puțină lume, dar trebuie să te gândești și ce val de sărăcie lovește acum România. Salut, Alin, bine ai venit la România în direct.
Te salut, Cătălin, și salut toți ascultătorii România în direct. Azi facem un portret lui Klaus Iohannis, ca să înțeleagă toată lumea. Da. Eu, ca simplu cetățean și ca votant în cele două tururi, pot să zic că sunt la limita dintre dezamăgire și dezgust, în ce privește dezamăgire și dezgust? Hai să mai e mult. Da. Da, e părerea mea. Mai spus, politicienii sunt supuși dezamăgirilor și... Pe mine nu doar că m-a dezamăgit cu cel program România Educată și vedem că nu s-a mișcat nimic în privința acestei reforme. Avem aceleași schimbări de miniștri, ministrii educației. Avem aceeași bătălie în a pune oameni în funcții, în funcții cheie. Ceea ce reclama, tocmai ce a spus un antevorbitor, că dacă în primul mandat a avut un guvern ostil, acum nu mai sunt acele motive care să încurajeze ostilitate, să spună că nu au instrumente, că nu au oameni, fiind oamenii lor și partidul care l-a susținut. Deci, de fapt, dezamăgirea ta este creată de acest moment în care președintele e cu totul la putere. E, o să zic, picătura care a umplut paharul. Că vedem ce se întâmplă cu cea moțiune de cenzură care ai spus că s-a descris un precedent și nici măcar în perioada acelui PSD-ul toxic pe care tot lovește cu fiecare ocazie când iese pe posturi și vorbește. Adică exact ce spuneam și tu, poate ești dezamăgit că nu iese să discute cu ziariștii, cu noi, despre chestii. Da, dar asta cred că nu e o dezamăgire. Asta e o mutulică de când l-am votat la primul mandat. Dar cred că ăsta e rezultatul pe care îl culegem ca popor și ca nație când suntem puși în fața a alege dintre două rele. Să alege răul cel mai mic. Și nu putem să vorbim de reforme, nu putem să vorbim de verticalitate, nu putem să vorbim de oameni competenți, nu putem să vorbim de oameni care să iasă măcar ca un politician să ne spună verde în față, băi, fraților, aici suntem și spre asta ne îndreptăm. Uite, vreau să zic ceva despre programul România Educată, care, sigur că mulți dintre noi zâmbesc și zic așa pe la colțuri, hai mă, că uite că de atâția ani el pregătește. Să știi că acolo au muncit foarte mulți oameni, eu m-am uitat în program, da? Și știu și cum a fost făcut și știu că au existat profesioniști care s-au ocupat de chestiunea asta și au vorbit cu oameni din toată țara. O secundă, acești profesioniști îi oprești la jumătatea programului și la jumătatea cei ce propune. Vezi cazul șefului Gărzii de Mediu, vezi cazul ministrului transport, oameni care au mișcat ceva, oameni care în primul rând au transparentizat. În cazul avem nevoie. În cazul României Educată. Nu e cazul aici la programul ăsta, să știi. Adică e luat de la firul ierbii, e vorbit cu foarte multă lume în toate județele țării, au fost oamenii ăștia. Nu te-ai săturat de vorbit? Nu te-ai săturat de vorbit? Da, a fost un plan complex. Adică știu, tu vrei să-l pună pe masă și să zică, bă, hai să aplicăm ceea ce scrie acolo. Și hai să mișcăm. Noi vorbim doar de faptul că renovăm școli, vorbim doar de faptul că construim WC-uri în școli, ca să nu mai avem WC-uri în fundul curții, în secolul 21, într-o țară care e de peste 15 ani, 14 ani în Uniunea Europeană, și doar vorbim de oameni care au venit, au discutat și se schimbă la 4 ani că a venit PSD, stai că a venit PNL, după aia stai că a venit Aur, că nu ne-am mai înțeles. De data asta a avut oamenii săi, a avut oameni cu care să facă reformele care ne-a promis. E greu să spui de ce avem nevoie, prima dată, de educație, de infrastructură, pentru că în fiecare zi ne lovesc, în funcție de experiențele personale, ne lovesc neajunsurile, ne lovește corupția, ne lovește birocrația. Și în funcție de ceea ce ne lovim fiecare, ne dăm seama că întreg sistemul nostru este defect și primul pas care ar trebui făcut să punem oameni incoruptibili, oameni cu coloană, oameni care să-ți spună verde în față când vii, că e la angajare, că e la un spital, că e la școală, că e, nu știu, în administrație. Să spună, frate, de asta ai nevoie, de actele astea ai nevoie. Asta este ce încercăm să facem. Ăștia i-am îndepărtat acum. Marele adevăr este cel pe care îl spui, că pe oamenii ăștia i-am îndepărtat acum, pe unii dintre ei, da? I-am îndepărtat. Pentru că... Și îndepărtăm zi de zi și după aia ne mirăm. De ce ne pleacă medici? Mi-aduc aminte acum câteva luni, într-o emisiune, când te-a sunat un medic și avea lacrimi în ochi și a spus că nu-și mai găsește locul aici. Pleacă în Franța sau în Germania, dacă îți mai aduci aminte. Da, sigur, mi-aduc aminte cu claritate momentul. Oare o mai fi aici, domnul asta doctor? Asta este o altă... Păi asta e. Dar, vezi, nu o să fac
sondajele care într-adevăr să ne ajute. Băi, fraților, câți medici am școlit, câți au plecat? Câți ingineri am școlit, câți au plecat? Câți oameni în construcții, zidari am școlit și au plecat? Pentru că nu sunt, trăiesc la limita supraviețuirii. Nimeni, INS-ul ne flutură pe sub nas și la ureche tot felul de studii, că a crescut PIB-ul, că a crescut... A crescut și inflația și nu spune INS-ul realitatea. Păi nu spune nimeni și ne mint. Că inflația e mult mai mare de 5%, da. Hai să spun ceva relativ la sondaje. Mulțumesc tare mult, Alin. Hai să spun ceva despre sondaje. Sondaje sunt și se fac. Clasa politică se conduce după sondaje. Asta e, de fapt, una dintre durerile mele, că de prea multe ori s-au luat hotărâri, chiar și în ultimul an și jumătate, în temeiul unor sondaje, adică exact așa cum a spus Nația, nu se iau măsuri nepopulare care să ne aducă într-un loc mai bun și multe decizii s-au luat ca să le pice bine partidelor din vechea clasă politică. Și de fapt asta e una dintre esențele dezamăgirii față de președintele României, care alminteri a ținut cursul corect în ceea ce ne privește ca țară și ca realități europene și ca alianțe. Dar nu a apăsat deloc pedala de accelerație când a venit vorba de reformarea instituțiilor din România. Sorin, salutare! Bună ziua, Cătălin! Bună ziua și ascultătorilor! Dacă îmi permiteți o glumiță, eu sunt nemulțumit, dacă tot e să fim nemulțumit, așa, de președinte, că ne-am retras din Afganistan. Asta ține de el și uite că asta putem să-i reproșăm. Asta... Restul, tot ce s-a reproșat nu ține de președinte, ține de parlament și de guvern. Nefericirea situației în care ne aflăm, părerea mea, este doar că în două din cele trei partide din arcul guvernamental, în momentul de față avem alegeri interne. Și asta a făcut ca tot ceea ce s-a întâmplat în ultima lună să aibă aspectul care îl are acum. Faptul că sunt alegeri în USR, ce sunt alegeri în PNL. Ai auzit că a câștigat Dacian Cioloș primul tur, nu? Primul tur. O să vedem unde se duc ceilalți 10% ai cele de-al treilea candidat. E interesant. Părerea mea este că scena politică românească se va liniști începând din octombrie. Și vreau să le aduc aminte tuturor ascultătorilor că cel mai mare dușman al USR-ului este PNL-ul. Nu este PSD-ul. Lupta acestor două partide este pe același electorat, electoratul de dreapta. Cel mai mare dușman al PNL este USR-ul, nu PSD-ul. Hai. Pentru că se luptă pe același electorat. Ok, hai să te supun unui test. Vrei? Crezi că acum, ai spus așa, că președintele nu prea are el atribuții, că multe dintre cele sau că toate numite de ascultătorii noștri mai devreme au fost din zona parlamentară a guvernului, dreptei? Așa ai zis, da? Din zona parlamentară, okay, sau din zona, bun, guvernului? Ești de acord cu faptul că acum la PNL Florin Câțu este aproape sigur președinte și că este numit sau ales cu sprijinul domnului Iohannis? Mi-aș păstra rezerva. Ți-ai păstra rezerva. Bun. Acum eu... Haideți să ne înțelegem. Din interiorul PNL-ului, mesajul e următor. Câțu este privit ca un exponent al PD-ului, în timp ce Orban e privit ca un exponent al PNL-ului vechi. În interiorul PNL-ului, în momentul de față, între vechiul PNL, adică membrii vechi PNL și noii membri care au venit din zona PD-ului. Chiar crezi că președintele nu are putere să impună planuri, proiecte și oameni în zona publică din România? Că ăștia fac pe lângă el ce vor? Știți de ce a căzut guvernul? Te ascult. Părerea mea. Nu... Sunt un intim a guvernanților. E o părere. Așa. Părerea mea este că USR-ul le-a blocat saliniu PNL-ului, care are vreo 5.000 de primari, în timp ce USR-ul nu prea are. USR-ul are... Deci,
problema care USR-ul are urbi mari, orașe mari, unde bugetul există din contribuțiile cetățenilor. PNL-ul, marea majoritate a primăriilor sunt comune și sate și cătune și așa mai departe. Așa, și asta... Ăștia depind de bani de la buget. Ok, da, e logic ce spui. Și Crețu să poată câștiga, a făcut o promisiune către cei care vor vota la sfârșit pe 25. Bă, fraților, votați-mă pe mine că, uite, eu vă dau Angel Salin. USR-ul, neavând primarii care să fie supuși acestei chestii, nu a avut interes. I-a blocat... Da, i-a blocat, dar să știi că până la urmă dădea pe baza unor calificative, mă rog, să făcea o chestiune acolo. Absolut. Eu asta spuneam, USR-ul dacă era deștept, dar n-a fost, pentru că fiind și la ei alegerea, da, trebuie să arate că e ferm și dur. Ce a făcut domnul Barna sau cine a fi? A spus, ieșim de la guvernare. Nu trebuiau să iasă de la guvernare. Trebuiau să dea PNL-ului o cerere. Cum se acordă acești bani? I-au dat-o, dar între timp, au dat-o, dar între timp Stelian Ion a fost schimbat, să știi. Însă vreau să te contrazic, îți mulțumesc mult, Sorin, vreau să te contrazic undeva, că nu, președintele nu e lipsit de puteri în România. Dimpotrivă, președintele e un om foarte puternic. Trebuie să meditați la chestiunea asta. George, salutare, ești la România în direct. Salut, Cătălin. Da, ai dreptate, nu e lipsit de puteri și problema este că domnul președinte nu își folosește puterile decât în scop personal, cel puțin în ultima vreme, din câte observăm. În scop personal? Da, în scop politic, să spunem, nu personal. Da? Problema domnului președinte este că a avut noroc, așa cum au spus toți cei care au vorbit până acum, prin faptul că a câștigat două mandate, sau să spunem că n-a avut ghinion, cum spune dumnealui. Și ne amintim cu toții că și s-a vorbit aici. A câștigat un prim mandat cu platforma România Educată, cu acest proiect pentru care domnul președinte a avut nevoie de 7 ani și de o pandemie să îl piloteze acum în vreo 6 școli sau în câte școli e pilotat, pentru că fondurile, din câte am înțeles, majoritatea lor vin din PNRR, da? Din Planul Național de Redresare și Reziliență. Ori dacă n-aveam pandemie, de unde avea domnul președinte bani să investească în această platformă? De care nu s-a îngrijit, pentru că dacă s-ar fi îngrijit, dezbaterele s-ar fi încheiat mai devreme. Nu e nevoie de 7 ani. Dacă n-ar fi câștigat un al doilea mandat, domnul președinte, ar mai fi implementat acest proiect? Măcar l-ar cu mai siguranță fi nu. Nu. Da, adică sunt întrebări la care domnul președinte ar putea să răspundă dacă ar da interviuri, așa cum spuneați, Cătălin. Și eu cred că, spuneți că îi facem portretul președintelui, cred că ar fi nevoie să-i facem necrologul politic al domnului președinte. E de vreme, mai sunt 2 ani și... Din punctul meu de vedere, domnul președinte nu se mai poate bucura de încredere politică, pentru că este principalul vinovat al actualei crize politice, care ne afectează pe fiecare dintre noi în fiecare zi, atât timp cât această criză este în societate. Și revenind la educație, sunt câteva decizii pe care chiar nu le înțeleg. Evident că și eu l-am votat pe președintele Iohannis, dar, spre exemplu, nu înțeleg de ce și l-a dorit în funcție și l-a menținut în funcție, deși societatea civilă și nu numai a semnalat că nu este omul pentru reformă sau pentru România Educată, pe ministrul Sorin Câmpeanu, care este un dezastru la Ministerul Educației. Da, nu știu dacă e dezastru sau nu, dar fii atent, știi de ce îi menține pe unii oameni în funcție? Pentru că, spre deosebire de noi care privim de aici și ne agităm, președintele știe clasa politică foarte bine și se bizuie pe niște oameni care, într-adevăr, pot mișca în hățișul de relații politice și de activitate politică. Înțeleg compromisul politic și pe numiri și pe funcții și așa mai departe, e firesc, dar nu cred că domnul Sorin Câmpeanu e cel care poate mișca lucrurile. Domnul Sorin Câmpeanu a mai fost ministru al educației din partea altor partide, că a trecut prin mai multe, din câte știu eu. Da. Și nu a mișcat nimic. Domnul Sorin Câmpeanu este de foarte mult timp în sistemul de educație în general. Știi ce îi reproșez? A fost șeful rectorilor din România și încă este. Când se va întoarce, când nu va mai fi ministru, va fi rector. Uite că niciun om ca Vlad Voiculescu, care a venit de cu totul, de pe cu totul altă platformă,
nu a reușit să se impună într-un sistem la fel de greu precum cel al educației, înțelegi? Adică... E adevărat, a fost un eșec și este de înțeles pentru cineva mai puțin experimentat în politică. Și atunci crezi că e corect ca președintele să-l susțină, să zicem așa, pe un vulpoi bătrân care poate să livreze măcar 5 puncte din 10? Eu nu-l văd pe Sorin Câmpeanu ca pe un vulpoi bătrân care poate mișca lucruri, ci îl văd ca pe un plagiator sau un apărător al plagiatorilor. Îl văd ca pe un om care vânează funcții și asta a făcut toată viața lui și cam atât. E un oportunist și un demagog, domnul Sorin Câmpeanu, niciun caz un ministru al educației. Iar domnul Klaus Iohannis, din câte știm, a pus mare preț pe educație în discursurile dumnealui. Spui aici că, profesor, de fapt, nu e numirea potrivită, asta spui. Nu este numirea potrivită și nu știu dacă i-a impus-o cineva. Doamne ferește, sper să nu. Dar nu înțeleg, nu are logică această numire, pentru că avea atâtea alte variante dacă ține la educația din România. Și, mă rog, declarativ spune că ține. Nu pare că ține. Iar despre criza politică actuală, principalul vinovat este Klaus Iohannis, din punctul meu de vedere. Nu și-a exercitat funcția, nu a fost un mediator și n-avea cum să fie un mediator, calități, pentru că el a generat. Nu-i găsi și calități? Uitați, îi place golful. Sigur că îi găsesc calități. Da, știți care este problema cu Klaus Iohannis? Că în afara puținelor cazuri în care a făcut ce trebuia, a fost inutil. Iar noi nu avem nevoie de un președinte inutil, din păcate, în perioada asta. Nu e adevărat. Sigur, deci... bine în poză, vorbește limbi străine, e un om prezentabil. Să știți că plăcile tectonice ale politicii din România s-au mișcat în ultima vreme cum și-a dorit domnul Klaus Iohannis. Nu e inutil. Și mișcările pe care le-a făcut împotriva PSD-ului nu sunt prin țare ca ale lui Traian Băsescu, dar majore au existat, adică cu compromisuri cu asta, cu un alt stil de lucru, care poate nu ne place. Dar niște lucruri a făcut și clasa politică o știe foarte bine. Că nu s-ar încolona, altfel că eu aproape o să pun pariu că domnul Cățu va câștiga. Deci nu s-ar încolona altfel stimații din PNL la vot. Probabil că aveți dreptate. Politica e complicată la nivelul ăsta. Dar nu putem să nu fim dezamăgiți de prestația lui Klaus Iohannis. Asta că nu vă invitați să fiți fericiți. Mai ales în ultima vreme, mai ales după câștigarea celui de-al doilea mandat și mai ales în cazul acestei crize politice, unde domnul Klaus Iohannis nu doar că nu este un mediator, ci este un jucător în adâncire. Aha, iată ce interesant. Vă atrag atenția asupra unui lucru. Klaus Iohannis în acest moment dispune de o putere egală cu a lui Adrian Năstase, dacă vreți. De asta e și așteptarea atât de mare să livreze, pentru că are formațiunea sa și el au toate pârghiile ca să livreze aceste lucruri. Și anume, au primul ministru, au șefiile camerelor, fac numirile la celebrele servicii secrete, la mai toate instituțiile de stat. Dacă nu livrez acum la această putere, atunci când? La asta vă invit să meditați până luni, când o să reluăm treaba asta. Luci și Andrei, îmi pare rău că n-ați intrat în emisiune, dar dacă lăsați telefoanele aici, sigur ne auzim cu subiectul de luni, după congresul PNL-ului, când, asta e viața, va trebui să rezolvăm criza politică. România în direct se încheie aici și merge la golf momentan. Eu sunt Cătălin Striblea și vă spun spor la treabă.